this famous last? But I ain't worried about it tonight. How long this famous last? Blow all this cash on my How long this Sense el Madrid potser no seria tan equip i el Madrid sense el Barça el mateix. Sare kincha inda ekun se aude pe muza magică. Din se pe iarba verde când la balon e Nicoliță. Dică la mijloc pe doi stâmpul de fier. De aici nu se trece, zic băieții din teren și și o tribună de sar în aer din nou. Tot stadionul răsună când de cântece. Suntem mereu cu voi la bine și la greu. Yo, 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 hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la primul episod din carieră cu Steaua! Exact, am ales Steaua. De ce am ales Steaua, poate vă întrebați așa din start. Nu începeți cu hate-ul, nu începeți cu toate cele, hai să fim cu picioarele pe pământ, desigur. Acest channel tot timpul a făcut cu Steaua. De ce? Pentru că eu cam țin cu Steaua pe lângă CFR și Baia Mare. Eu țin cu Steaua și hai să fim serioși, mulți, mulți dintre voi țineți cu Steaua și deci nici n-a avut rost să fac un vote încât eu știam că deja că Steaua va câștiga, pentru că să fim serioși, mulți, mulți sunt aici care vă place cu Steaua și avem niște obiective foarte, foarte epice de data aceasta în această carieră cu Steaua. Iar poate v-ați întreba, care sunt acele obiective, Deadly? Este ușor, de data asta am niște misiuni fixe și precise care vreau neapărat să le obțin. Până atunci nu mă voi lăsa de această carieră. Prima misiune, desigur, este să readucem Steaua pe culmile gloriei, unde a fost Steaua, că toți, vai, că nu e Steaua, că e FCSB, că i-au luat titlul, că i-au luat aia. Nu mai contează dacă i-au luat titlul și nu știu ce, eu le voi readuce înapoi. Și asta mă duce la misiunea numărul 2, care misiunea numărul 2 este, eu vreau neapărat să aduc Cupa UEFA Champions League aici în România, aici în Liga 1 cu Steaua. Exact, o să fie un drum greu, un drum lung, dar vreau ca aici să aduc cupa aia superbă de Champions League aici în România, în vestiarul, mă rog, în acolo sertărelul Stelei, acolo pac pus deoparte frumos. Punem așa un mileu pe ăsta cupa aia UEFA Champions League, să fie mai românesc, așa un mileu de la frumos. Și gata. Bun, deci dacă s-au niște zgomote mai ciudate, să le zic așa, în microfon, îmi cer scuze, este un șantier aici la mie prin zonă și da, nu-i tare distractiv, ce să și faci, n-ai ce-i faci, asta este șantierul, șantier trebuie să tragă mai departe, inclusiv eu, nu? Bun, deci în prim pas, desigur, am să încerc pe cât se poate de mult să mă bazez pe români, să evoluez români și să facem aici o treabă frumoasă, dar totodată pentru a câștiga Champions League-ul va trebui să facem și niște transferuri din străinătate și toate cele. Dar acum am reușit ca noroc să tot dau, am tot intrat, am tot ieșit, am tot intrat și nu vă gândiți la prostii, am tot ieșit, am tot intrat și am reușit să fac rost acolo de o echipă, pac, am pus-o pe Steaua în Europa League. Da, suntem în Europa League, deci prima noastră țintă pentru moment este desigur Cupa Europa League și sper să o câștig. Bun, acum desigur urmează partea cu transferurile, partea cea mai epică, cea mai preferată de mine, să spun așa. Și până acum tot v-am spus de-a lungul timpului de acest jucător, de acest portar polonez Dragowski, dar niciodată nu l-am luat. Așa că haideți că-l cumpărăm chiar acum și să vedeți ce epic e. De fapt, cred că l-am cumpărat în carieră cu Leverkusen, doar că n-am apucat să îl evoluez așa cum trebuie, că totuși, na, Leverkusen, știți ce zic. Deci, hai să-i facem o ofertă, neapărat îl vreau pe Dragowski aici la noi, chiar dacă aș fi putut, ar fi tentat și Tătărușanu, gen revenirea lui Tătărușanu. Totuși, hai să vedem cât cer băieții pe Tătărușanu, ok? Ca să vă fac și pe voi fericiți, întrebăm și de Tătărușanu, cât se cere pe Tătărușanu și totodată întrebăm și cât ar dori pe Pantilimon. Bun, deci primul obiectiv pentru mine este desigur de a cumpăra un portar absolut bun sau epic, cum vreți voi să ziceți. Bă, cam mult se cere pe Tătărușanu, hai să zic un 3 milioane aș da pe el, 29 de ani, toate cele. Știu, desigur, că Dragowski poate fi total peste Tătărușanu,
Dar ideea aia însă, știi, de a avea un portal român este cea, este chestia care mă pune așa să mă duc mai departe cu achiziționarea acestui portal mitătărușeană. Bun, deci, așa, hai să vedem. Deci pe Poian îl punem acolo la vânzare. Hai să facem așa curățenie, puțină curățenie, Tamaș. Îl mai păstrăm pe Tamaș. Eu zic să-l mai păstrăm puțin tel pe Tamaș. Momcilovici are, nu știu, poate că e bun el acolo de rezervă. Îl lăsăm ca rezervă pe Momcilovici. Mihalcea, îl văd așa cum împrumut un an. De ce nu? Mai evoluează, poate mai crește puțin... Știți voi, ăsta, prețul, îl vinim și noi, mai una, mai un alta, ia-le mă pe Ștefănescu. Bă, dar ce ciudat mi se par jucători ăștia la care le-au pus așa un cerculeț în jurul capului, păi mei. Acel moment când ți lenești să mai lucri în Photoshop și pui pusii pe un cerc și zici, ia mă că e bine, dă-l încolo. Bun, l-avem aici pe Carja, acest Carja care, habar n-am, 32 de ani toate cele, eu îl pun pe lista de transfer, mi se pare... Păi, pentru mijlocaș, 32 de ani, 60 pace, not pace, acceleration. Mi se pare cam... nu, not good, my friends. Nu-i bun, prietenii mei. Așa că de aceea îl vă și pun acolo la vânzare. L-avem aici pe Onțel, pe care se da doar un short loan, pentru că odată ce revine din acel short loan, aș vrea să-l vând. Avem aici un alt jucător, cea Papadociu, pe care hai că-i ofer ăsta un low need, un an, vedem ce se întâmplă. Acolo Târnovan, desigur, ăsta cred că evoluează bine, Târnovan ăsta. Îl voi da ca și loan așa un an. Pe Bawab, sincer, o să-l vând. Nu știu dacă sunt fan de Bawab pe aici prin public, îmi cer scuze, dar hai să fim serioși. Un atacant care are 60 strength, 60. Fraților, ăsta dacă lovești o muscă, aterizează pe el un țânțar pe Național Arena și îi seară, plouă. Vine un țânțar și se pune pe Bawab, Bawab cade pe jos și zice, bă, ce dracu ați aruncat pe mine? Deci, cam ăsta e Bawab. Nu-l vreau în echipă. Plus, aggression e foarte slab, interceptions e 7 la intercepții. Hai să fim serioși, fraților, adică dacă eu mă duc în atac cu Bawab, îmi iau un apărător advers. Mingea, eu dacă tot îs cu o Bawab, nu mai pot să iau mingea înapoi de la ăla care n-are intercepție sau să zic că treci o pasă pe lângă el, nu poate să intercepteze ceva, bă, n-are viziune. Da, mă rog, e atacant, știu, dar e un pic prea de tot, frate. Hai, bă, uitați-vă, bă. Vai de viața mea, FK, accuracy, crossing-ul e haos, ai de pui mei. Da, mă rog, ce-i drept ar trebui să mă uit la heading accuracy, la finishing, ceea ce are, shot power, cât de cât e ceva acolo, volleys, penalties. Mă, nu poți să zici că e haos Bawab ăsta, dar mie nu-mi place el, deci de-aia îl și vând. Și da, cam asta este, nu prea vezi ce comenta, asta este, mie nu-mi place de Bawab, aș zice că pot să fac rost de un atacant mai bun, normal, am să ofer așa și voi obține, sper eu, un atacant mai bun. Bun, pe moment să vedem aici și de Pantelimon, normal că se cer o grămadă de bani pe acești doi portari români. Încă n-am aflat nimica de către Dragovski, dar ok, încă zice că încă nu se poate, preții prea mic și toate cele. Vom oferta 2 milioane, ia să vedem așa, 2 milioane de euro, cred că Gigi deja face spume, dacă am noroc că încă nu l-am văzut pe aici pe Național, cred că o pleca la mănăstire sau cea se roagă. Rămâne de văzut. Este mai creștem puțin aici oferta pentru Tătărușanu, vreo 4 milioane. Oferim vreo 4 milioane pe Tătărușanu, sper să fie ceva de cap. De capul lui, hai să vedem aici Wolverhampton. Avem aici un, meciul astea de cupele astea internaționale sunt foarte bune, mai ales că îți oferă un cumul de bani foarte, foarte bun. Ieșdem câștigă Wolverhampton acolo cu un gol înscris de un apărător, din câte am observat. Nu este nicio problemă, eu chiar am vrut să-mi testez echipa, am vrut să-i testez așa steaua la un simulate, cam cum se descurcă ei neapărat acolo, ea le volez pe pap puțin pe mișcare, că zici că n-are chicioare săracul, n-are ball control, n-are dribbling, n-are nimic. Chiar dacă e apărător, știu, dar totuși, bă, un pic acolo, ceva. Bun, Watford încă mă refuz aici, na, ce drept Pantelimon, eu cred că este puțin peste Tătărușanu, dar nu cu mult, deci nu cumva că s-ar sesiza foarte mult așa o diferență de aia de bani. Deci, hai să trecem mai departe, poate nici nu-i cumpăr, poate pe final, ai de capul meu, cât? 5 milioane! Tu ești
picat în cap, nu dau eu 5 milioane pe Dragovski, mă, mai ales amu că nu e evoluat. Ai de pula mea. Bă, și-s idiot, mă, și-s nebun, e legat, mă. Oricum, avem aici un meci cu Twente. Avem aici un meci cu Twente pe care eu le voi juca. Vreau să văd așa cum se scurcă Steaua versus Twente. Twente care e o echipă chiar faină. Twente e chiar o echipă foarte faină, deci normal, hai să jucăm acest meci pe World Clash și toate cele. O, am o să fie distracție, distracție de numai. Bun, suntem pe San Siro. Yo-ho-ho! Bă, ce tare asta, deci joc cu Steaua, cu echipa, mă rog, să zicem așa, favorita mea din România, pe stadionul echipei mele de suflet. Bă, ce tare asta! Dic să joace Steaua pe San Siro, cum ar fi asta, îi vezi acolo pe stanciu, pe San Siro, se uită în sus, gen, ai, ce tare, foarte tare asta. Hai să vedem aici pe Toșca, foarte bine interceptat acolo. Totuși se simte deja așa că suntem în Liga României, parcă și jucătorii sunt așa mai greoi, parcă cumva zis, așa îi simt mai greu. Bă, bine și lipsa de pace și toate cele, dar nu contează asta. Oricum eu zic că avem niște ținte foarte bune aici în această carieră cu Steaua. Avem de lucrat mult, mai ales să ajungem să câștigăm această cupă de Champions League. Odată ce câștigăm cupa de Champions League, rămâne de văzut ce și cum și cum, dar până atunci oricum sunt niște sezoane până vom ajunge acolo la acest obiectiv. Dar mâna nu se știe, totuși jucăm pe dificultate grea toate cele, dar nu se știe, poate îmi pică mie așa o zi norocoasă și câștigăm la o nebunie aici. Hamrun! Gol, 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 gol! Pasă frumoasă Popa către Hamrun și Hamrun finalizează superb, superb această fază, această oportunitate. Bravo Hamrun! Acolo primul gol, direct în minutul 12. Deci totuși e echipă bună dacă reușim să ținem așa bine față echipei Twente, dar mă rog, suntem de-abia la început. Oricum, ia să vedem aici pe Kipciu. Kipciu pasează în spate către Toșca. Toșca forțează o pasă acolo către Adi Popa. Adi Popa. El se dăm pe Adi Popa, mamă ce dribling are Adi Popa, incredibil așa ceva. Bă, ce poți face cu Adi Popa? Și aici Marica, Marica șută și gol. Minutul 25. Gol Marica, incredibil, dar ce dribling de către Adi Popa. Adi Popa a fost acolo, zic eu, eroul, cel care a făcut totul și Marica a finalizat aici cu un gol în minutul 26. Deja devine bizar de ușor aici meciul ăsta. Ce dracu, bă, Steaua e chiar o forță a naturii, mă. Hai, ce tare asta. Cât e de tare. Vai, și Marica, bă, frumos golul, frumos, frumos golul. Minutul 65 aici, per moment Niță chiar a apărat vreo două faze foarte, foarte periculoase acolo. Deci totuși Niță e bun, n-am zis că e rău sau cea de genul acesta. Doar că am zis că doresc așa să am un portar de care să mă bazez în UEFA Champions League, că totuși în Champions League vom întâlni echipe chiar foarte, foarte puternice, chiar și în Europa, deci nu se știe ce echipe putem întâlni în Europa. Și desigur vreau pe cineva pe care să mă bazez așa 100% în poartă, un loc unde na, trebuie să fii. Ce gol! Ui, ce gol de către nimeni altul decât Hamrun. Gol minutul 71 aici. Un gol de senzație Hamrun. Practic îmi închid de gura aici Hamrun. Bravo, băi băiatule. E foarte bine că știu că am așa niște winger de calitate, adică Adi Popa și Hamrun. Măcar asta, știți, mă lasă așa mai chill cu bugetul de transferuri. Foarte, foarte bine, foarte bine joacă acești doi jucători. L-am pus și pe Tadej acolo în poartă, mă și pe mine în atac, că vreau să-l văd acolo cum evoluează, vreau să văd cum evoluează Tadej în atac. Aproape de finalul meciului suntem acum, iala și pe Borcean, o pasă superbă către Tadej, noul intrat în locul lui Marica. Sper ca totuși în joc să joace mai bine Tadej decât în realitate și chiar am speranță mare în el și știu că va reuși și trebuie să reușească, că altfel îi rup capul în meciurile alea grele. Hopa, hopa, Twente! Înscrie și Twente aici, gol, minutul 86, golul de onoare înscris de către Tomzon aici de la Twente. Foarte bine s-a demarcat acolo Tomzon, foarte frumos stopul acolo în fața lui Varela, un stop absolut fain acolo, deci i-au dat gol Oltaintan, ce
dracu de nenumire o faia. Mă rog, n-am apucat să o citesc. Este mai ce Adi Popa, motoreta echipei, nebunie ce sprint are Adi Popa asta, mă, deci... Wow! Foarte epic joacă, foarte bine chiar că... hai să vedem aici ce se va întâmpla în ultimele minute, în ultimele minute să ne apărăm cât de bine se poate. Râp acolo, maică scuipă plămânii, Pintili și el, săracul de el, duhul e aici ca și o cămilă, ca și un dromadier pe teren, face numai... Exact ca și un dromader face Pintili acum pe echipă. Michael Aud aici din tribune, când e comentez. Dar se termină meciul și terminăm acest meci cu o victorie superbă aici, un scor de 3-1. Foarte, foarte tare asta. Și bă, ce bine a putut juca Hamrun. Bă, ce bine a putut juca Hamrun. Până acum Hamrun mi se pare așa nestemata echipei, gen. Până acum Hamrun așa s-a făcut, bă, s-a făcut cunoscut, să vede, mă, îl vezi pe teren, una alta față de ceilalți. Ești din Florentina, acceptă oferta mea de 4 milioane pentru Tătărușanu. Asta o să fie ceva interesant. Asta chiar o să fie ceva interesant. Se pare că aici avem un loan, îl dăm pe un cel loan la către Motherwell. Da, Motherwell, acolo așa jumătate de sezon, foarte bine. Așa, și aici avem această ofertă cu Tătărușanu, care are un salar foarte, foarte piperat, să-i spunem așa, 35.000 de euro pentru Steaua, sunt o grămadă de bani. Bă, Lero, cât ai zis? 35.000 de euro? Băi, vagabondule, dă-te mă afară, băi! Bă, tași acolo, Gigi, băi! Bă, tași acolo, băi! Eu fac transferul, mi-ai zis, hai la Steaua! Îți dau mână liberă! Îți dau mână liberă! Cumpără ce vrei tu! Tu adu-mi cupe! Amul aduc pe Tătărușanu, tu comentezi! Bă, Lero, de 35.000 de euro! Salar pe săptămână! Așa care, băi? Dicăra, bă, l-ați auzit pe ăsta, bă, ce, leu, ce zgârțare Gigi ăsta câteodată, n-ai ce-i face, oricum, cum ar fi asta, cum ar fi asta, acum serios vorbind, cum ar fi asta să-l readucem pe Tătărușanu înapoi la Steaua? Totodată acolo mi-am imaginat eu un loc și mi-am pus încă o țintă, gen, neapărat vreau să-l readuc pe nimeni altul decât Kirkeș înapoi. La Steaua. Nu știu, va fi greu, trebuie să recunoaștem, va fi foarte greu să-l aducem înapoi pe Kirikesh la Steaua cu salarul și cu prețul și toate cele, dar... Ia hopa, FC Steaua refused by Tătărușanu, se pare că am fost refuzați de către... What? I will pay out my contract with Florentina and decide my future then. But in the short time I have no intention to leaving. What? N-are intenția să plece Tătărușanu? What? Deci stai un pic, că mie nici nu mi-a apărut sau am șters eu prea repede. Ia să vedem offers received. Ia ce dracu, am primit oferte pentru Stanciu și nici nu mi-a apărut acolo, mă. Deja se văd bug-urile din joc. Ce frumos. Ia mă Stanciu la FC Bayern. Ai de viața mea, nu-l vând pe ăla never ever acolo. Adică, mă rog, nu acum, e prea de vreme, mult prea de vreme. Ia, și s-ar putea să-l vindem pe Poiană, Ionuț Poiană, la Blackpool. Un transfer foarte epic, aș zice eu, pentru un român. Deci, un nou transfer chiar foarte, foarte epic. Este de mai aici dacă mărim puțin salarul lui Tătărușanu, dar nu cu mult, că are un salar foarte mare. 37.000 de euro îi ofer acum. Acum știu că unii dintre voi ați zice, bă, nu fi zgârțar, nu fi nu știu ce. Bine mă, dar e prea mult pentru Tătărușanu, aș pune banii aia, pot să-mi fac acum o grămadă. Să zic, poate dacă ar fi fost după Europa League și aș fi avut bani, de-aia l-aș fi luat pe Tătărușanu, dar mă rog. Ia cătă, două goluri Stanciu, în sfârșit înscrie și Stanciu și un gol pap în acest match versus Bologna. Foarte, foarte tare, foarte tare asta, chiar mă bucur pentru Stanciu că am scris acolo în sfârșit așa niște goluri, chiar mă gândeam, bă, ce dracu, nu îmi scrii goluri, ce faci, băi, băietule, băi? Acolo tăte volesc pe Kipciu, pe Vision și Short Pass, încât, na, la un cam îi trebuie toate cele viziune și nu știu ce, dar totodată, eu zic că el are nevoie acolo, desigur, de anumite chestii care sunt... poziția de CM. Eu pe Kipciu vreau să-l văd acolo ca și CM. Nu știu ce, dar vreau să-l văd ca și CM. Bun, se pare că ăștia încă tot refuză aici să-mi îl deie pe Dragovski pentru suma pe care
m-aș simți eu comod să-l dau pe el. Hai să vedem, 3 milioane jumate, la 3 milioane jumate ar trebui să accepte, hai să fim serioși deja, 3 milioane jumate înseamnă o grămadă de bani pentru mine, na, mă rog, mai bine zis pentru Steaua, dar desigur rămâne de văzut, am mai făcut desigur acea ofertă pentru Tătărușanu, să vedem dacă va accepta Tătărușanu sau nu, încă nu știu exact cum voi performa cu ideea asta de portar, sper să mă duc spre, mai mult ca sigur mă voi duce spre Dragovski, că știu că evoluează până la un 88 overall, Tătărușanu totuși deja l-au văzut, nu știu ce, dar l-aș duce pe Tătărușanu, având în vedere că dă, e Steaua și toate cele și istoricul lui la Steaua și toate cele, dar pe moment nu mă prea ajută Gigică cu banii și na, va trebui să ne căutăm un alt investitor sau așa, cine știe. Bă, Leroy, nu fii vagabantă! Ok, mă, gata, băi, gata. Bun, și pe această bombă terminăm acest episod. Sper că v-a plăcut, sper că v-ați distrat și desigur aștept comentariile voastre în secțiunea de mai jos. Puteți să-mi dați idei, desigur, susținere, tot ce doriți voi în comentariile de mai jos. Și ne auzim pe data viitoare, nu uitați de un like, subscribe și toate cele. Chiar sunt curios câte like-uri putem strânge pe acest prim episod de Cariera cu Steaua și ce părere desigur aveți de obiectivele mele. Deci nu am să mă lăs de această cariera, nu am să mă lăs de această echipă Steaua până nu am să aduc cupa UEFA Champions League în România. Boom! Și aici terminăm acest prim episod. Numai bine, vă doresc curaj la gară. Bye bye!